Imaginează-ți asta. Ești un marinar ucenic pe o navă balenieră și te afli la prima ta ieșire pe mare. Odată ce navighezi în largul oceanului, nava ta este atacată de un cașalot și reușește să te înghită întreg. Dar după 2 zile în stomacul balenei, ești găsit viu și salvat. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat săptămâna trecută, toată lumea ar fi vorbit despre asta, iar tu cel mai probabil ți-ai fi făcut câteva selfie-uri în stomacul balenei. Apropo, ați fost vreodată în apropierea unei balene? Aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, dacă nu mi-ați recunoscut vocea, gazda acestui videoclip este Ozmania. Vă aștept și pe canalul meu, aveți link în descriere. Povestea despre care o să vorbim astăzi a început oarecum diferit, și anume acum aproximativ 130 de ani în urmă. Era în jumătatea lunii februarie, în anul 1891. James Bartley avea vârsta de doar 21 de ani și era gata să-și înceapă cariera de marinar pe o navă care vâna balene. Era extrem de încântat pentru calea pe care avea să o urmeze și era pregătit să facă orice. În timp ce era la bordul balenierei numită Steaua Estului, în mijlocul oceanului Sud-Atlantic, echipajul a observat la orizont un cașalot uriaș. Balena se afla la mai puțin de 1000 de metri distanță de nava lor, însă marinarii se apropiau cu vitejie și cu cât se apropiau mai mult de bestie, cu atât devenea mai mare. Balena, în schimb, a început să simtă pericolul care se apropia de ea. De îndată ce nava s-a apropiat suficient, pânzele au fost coborâte, iar bărcile mai mici, conduse de marinari pregătiți de vânătoare, au fost coborâte de asemenea. Însă s-a întâmplat ceva neașteptat. A început o cursă imprevizibilă între bărcile vânătorilor și cașalotul care se scufunda constant, încercând să scape de marinari. James Bradley se afla în prima barcă care s-a apropiat suficient de balenă. Planul lor era să se apropie din spatele cașalotului, crezând că pot să prindă bestia cu garda jos, iar apoi să o atace cu ușurință, deci zis și făcut. S-au apropiat atât de mult încât aproape că puteau să o atingă cu mâna, însă de îndată ce un marinar a aruncat harponul către balenă, acesta a început să se panicheze imediat. Instinctul ei a fost să se elibereze de harponul înfipt adânc și să riposteze. Cașalotul a început imediat să bată din coada uriașă la suprafața apei, provocând valuri masive care se loveau puternic de bărcile mici ale vânătorilor. James și echipa sa au realizat atunci că sunt într-un mare pericol și sunt nevoiți să iasă cumva de acolo. Fiecare dintre ei au apucat o paletă și au început să vâzlească cu putere pentru a ieși din perimetrul periculos, însă erau prea aproape de bestie. Balena uriașă continua să spargă suprafața apei cu coada sa puternică, copleșind vâzlașii cu valurile spumoase pe care le provoca. Apoi, un urlet puternic a venit din direcția balenei. După acel moment s-a așternut liniștea, iar balena s-a scufundat în adâncuri. Marinarii erau siguri că balena se va întoarce după ei și încercau din răsputeri să vâzlească departe de ea. Însă erau debusolați și nu știau în ce direcție să se ducă pentru că nu puteau vedea bestia. Nu numai datorită adâncimii mari la care s-a scufundat, însă valurile spumoase pe care le-a lăsat în urmă obstrucționau orice șansă de a vedea balena în adâncuri. Însă atunci când oceanul a început să se calmeze, valuri mari și agitate au început din nou să apară la suprafața apei. Acum era foarte clar că balena se întorcea după ei, dar din ce direcție? Marinarii nu aveau nicio altă opțiune decât să aleagă o direcție și să înceapă să vâzlească cu putere. Brusc, Bradley a simțit că ceva s-a lovit de carena bărcii sale, iar în secunda următoare, barca era în aer, așa că marinarii nu știau ce să mai facă. Balena a rupt barca lungă de lemn în milioane de bucățele, iar cei 4 marinari care se aflau alături de Bradley au aterizat în apă. Apoi, un alt răget puternic s-a auzit, iar bestia a dispărut din nou în adâncuri. La scurt timp, o altă barcă a apărut la locul incidentului pentru a salva marinarii care se aflau în apă, cu excepția ucenicului James. Toată lumea l-a căutat ore în șir, însă nu era nici urmă de el. Nu aveau de ales decât să se întoarcă înapoi pe Steaua Estului, fără Bartley. În scurtă vreme, balena a reapărut, numai că de această dată ea doar plutea la suprafața apei fără să se agite prea mult. Când au văzut asta, marinarii care îl căutau pe James s-au grăbit să ajungă rapid la balenă și au observat că aceasta pare puțin umflată, însă nu au acordat prea multă atenție acestui lucru.
Trecuseră multe ore de la incidentul de dimineață și chiar înainte de apusul soarelui, balena încă plutea la suprafața apei, dar acum era clar că aceasta nu mai era în viață. Se afla la doar 100 de metri de baleniera Steaua Estului, iar echipajul a decis să se apropie din nou. S-au îmbarcat în bărcile mai mici de vânătoare și au început să vâzlească în direcția ei. Au agățat corpul neînsuflețit al balenei de vinclul de la barcă și l-au adus mai aproape de balenieră. Odată ce se întunecase, au ținut balena atașată de frânghie foarte aproape de navă și au decis să-și continue treaba a doua zi. Dimineața următoare, primul lucru pe care l-au făcut marinarii au fost să caute din nou orice urmă a prietenului lor dispărut. Însă ce au găsit au fost decât întinderi kilometrice de apă pustie și priveliștea frumoasă a răsăritului. Marinarii au decis să meargă mai departe și să vâneze o altă balenă, când deodată s-a întâmplat ceva foarte ciudat. În acea după-amiază, atunci când unul dintre marinari investiga balena umflată pe care o capturaseră noaptea trecută, el a observat că ceva se mișcă în stomacul cașalotului. La început nu a luat în seamă, credea că este doar obosit și-și imagina lucruri. Dar apoi a mai avut loc o mișcare, de această dată era de neconfundat. Ceva mare era în viață și se mișca în interiorul balenei. În secundele următoare și-a informat colegii marinari și s-au grăbit să vadă și ei. Toți se uitau cu uimire și nu știau ce să facă. De îndată ce capitanul balenierei a venit la fața locului, a alertat medicul care se afla pe navă. Toată lumea credea că era un pește uriaș în interiorul bestiei, iar medicul a decis să efectueze o incizie. Chiar atunci, către surprinderea tuturor, marinarul dispărut James Baddeley a ieșit din balenă. Toată lumea era bucuroasă, acesta era în viață, dar doctorul nu a lăsat echipajul să sărbătorească mult timp, deoarece acesta avea nevoie de ajutorul lor. Imediat ce James a ieșit din cașalot, era extrem de palid și era aproape inconștient. El rostea cuvinte aleatorii care nu aveau niciun sens, astfel doctorul a ordonat tuturor să-l curețe imediat cu apă curată din mare. James nu putea vorbi și a fost dus într-o cabină separată de la bordul navei. Nu avea voie să părăsească camera, iar din această cauză era furios și se rănea singur, așa că era tratat cu foarte multă grijă. Totuși, făcea progrese constante la doar câteva săptămâni de la accident. În numai o lună, putea să vorbească coerent cu colegii săi marinari și să-și împărtășească experiența incredibilă prin care tocmai a trecut. Și-a amintit de momentul în care a căzut în apă și imediat ce s-a scufundat, a văzut cum gura uriașă a cașalotului se deschide în fața ochilor. James era prea mic ca să poată ieși din situația periculoasă în care se afla, iar fără să se gândească, a notat printr-un tub subțire lipicios care l-a dus către stomacul balenei. Își amintea că a putut respira, dar după o perioadă de timp a leșinat, iar tânărul marinar nu-și putea aminti nimic după asta. Asta a fost prima și ultima călătorie a lui James în largul oceanului. Datorită acelei experiențe extraordinare, pielea lui a devenit albă ca varul, iar apoi și-a pierdut vederea pentru tot restul vieții. Membrii echipajului navei au început să împărtășească povestea din gură în gură, iar aceasta a început să ia avânt prin oraș. În 1896, primul articol a fost publicat în ziarul New York World, relatând o mică porțiune a poveștii adevărate. Cititorii ziarului erau fascinați și au început să ceară mai multe detalii. Așadar, aceștia au trimis scrisori către autorul articolului. Cu doar o săptămână mai târziu, a fost publicat un alt articol în același ziar care răspundea întrebărilor adresate de cititori cu privire la povestea nemai întâlnită. După aceea, a apărut un al treilea articol care relata un incident asemănător care avea la bază un rechin care mânca oameni în largul mării. În scurtă vreme, au apărut alte câteva articole în întreaga lume care povestesc ce i s-a întâmplat lui James. Însă publicațiile au tot continuat să apară până în anul 1914, iar mai apoi totul s-a liniștit. Cu foarte mulți ani mai târziu, un istoric care a auzit povestea a început o investigație pe cont propriu. Numele său era Edward Davis. El a citit poveștile publicate și a remarcat o mulțime de fapte incoerente. Vasul din poveste, Steaua Estului, era o navă britanică care chiar exista în acea perioadă, dar nu era o balenieră. După mai multe căutări detaliate, istoricul a găsit că numele lui James
nici nu se afla pe lista membrilor echipajului. Chiar mai mult, Davis a primit o scrisoare de la soția capitanului navei maritime, care confirma că povestea marinarului înghițit de balenă nu era nimic mai mult decât o farsă. Soția capitanului călătorea mereu alături de soțul ei, indiferent de riscurile călătoriei, și a afirmat că nu s-a întâmplat niciodată nimic asemănător. În plus, istoricul a mai văzut o eroare în povestea lui James. Științific ar fi imposibil ca un om să supraviețuiască în interiorul stomacului unei balene, chiar dacă ar fi înghițit întreg. A fost de fapt, în iunie 1891, o poveste adevărată despre o balenă uriașă de 10 metri care ataca oamenii în apropiere de malurile orașului Great Yarmouth, în Anglia. Edward Davis credea că povestea omului înghițit de viu de către un cașalot a fost inspirată din incidentele din acel oraș. Potrivit unor rapoarte, James Bartley s-a întors în Anglia și a început să lucreze ca cizmar. Dar totuși, un cizmar orb? Cine știe, în cele din urmă a fost un basm frumos. Dacă v-a plăcut povestea, atunci nu uitați să dați un like acestui videoclip. Poți să vizionezi videoclipul anterior care te învață ce trebuie să faci dacă ești înghițit de o balenă. O să las link în descriere către acesta. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați să vă abonați și să aprindeți clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când Doza mai postează un nou videoclip. De asemenea, nu uitați că aveți și canalul meu în descriere. Toate cele bune! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!